Agitație mare în comuna Cujmir la centrul de evidență a populației. Cetățeni din toate colțurile județului au venit într-un număr mare pentru a-și stabili domiciliul temporar în comuna Obârșea de Câmp, comună în care la sfârșitul acestei săptămâni vor avea loc alegeri parțiale pentru funcția de primar. În spațiul public a apărut zilele acestea o posibilă explicație, aceea că toți directorii PNL au fost obligați să aducă 20 de persoane pentru a-și face viză de reședință în comuna Obârșea. Din sursele noastre se pare că se pregătește fraudarea alegerilor din localitate de către liberali. Comuna Obârșea de Câmp a devenit foarte atractivă în ultimele luni. Locuitorii din toate colțurile județului nostru îngrămădindu-se la centrul comunitar local de evidență a persoanelor din localitatea Cujmir. Reprezentanții acestei instituții confirmă numărul uriaș de persoane care au venit să-și stabilească domiciliu temporar în comuna Obârșea de Câmp, comuna unde vor avea loc alegerile locale parțiale în data de 27 iunie. S-au avut mai multe vize de flotant decât de obicei, Da. Ca numeric, da. S-au făcut în perioada anilor de alegeri, în toată țara se întâmplă așa, așa e legea. Legea permite. Nu au fost găsite până acum, noi nu putem constata dacă sunt ilegalități. Nu avem calitatea asta. Ținând cont de faptul că modificarea domiciliului în scopuri electorale poate fi un motiv bine întemeiat de deschiderea unui dosar penal, la apariția reporterilor noștri, cetățenii s-au speriat și au încercat să ascundă motivele pentru care se aflau în acel loc. Ați venit pentru vizită de flotant? Da. Acum v-ați gândit tocmai în această perioadă să... Acum am observat. Știți unde o să aveți locația? Este domiciliul dumneavoastră? Adevăratul domiciliu? Sau... sau acum... Da. La Izimșa. Vizele de flotant? Avem un problem pe la primărie, dumneavoastră. Nu trebuie să... Avem vizele de flotant? Vreau să vă întrebăm dacă ați venit pentru vize de flotant astăzi. Ai venit pentru vize de flotant? Nu, să vă plăti! Unii dintre ei, cunoscând probabil ulterioarele repercursiuni, au încercat chiar să intimideze reprezentanții mass media folosind un limbaj vulgar. Ziua, domnilor! Ați venit pentru vize de flotant? Nu. De unde sunteți? Din Costa. De ce? De aici, din zonă. Ce drept? Președintele PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur împotriva liberalilor. Acesta acuză conducerea Partidului Național Liberal din Mehedinți de faptul că în cadrul ședințelor interne ale partidului li s-a cerut directorilor de deconcentrate, consilierilor și chiar primarilor altor comune ca până în ziua votului să aducă câte 20 de persoane care să își facă vize de rezidență pentru a influența votul de duminică în favoarea candidatului PNL. Prin poziții publice denigratoare la adresa PSD, ministrul energiei Virgil Popescu încearcă să creeze diversiuni când, de fapt, în cadrul ședințelor interne de la PNL, li s-a cerut directorilor de deconcentrate, consilierilor și chiar primarilor altor comune ca până în ziua votului să aducă la Obârșea de Câmp câte 20 de persoane care să își facă vize de rezidență, să poată să influențeze votul de duminică în favoarea candidatului PNL. În fotografiile atașate, consilierul ales pe listele PMP, trecut la PNL împreună cu actualul candidat PNL la primăria Obârșea de Câmp, a fost surprins astăzi în timp ce organiza oamenii în serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din Cujmir pentru a-și face vize de rezidență la Obârșea de Câmp, a postat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pe pagina sa de Facebook. Cetățenii din Obârșea de Câmp și cei care acceptă să fie folosiți în scopuri electorale trebuie să fie conștienți de faptul că intră sub incidența legii, iar mai devreme sau mai târziu vor plăti dacă vor face parte din acest joc murdar prin care, din informațiile apărute în ultimele zile pe rețelele de socializare, cei din PNL încearcă să fraudeze rezultatul alegerilor locale din 27 iunie din Obârșea de Câmp.